Deci dacă ne facem că nu înțelegem că mediul de afaceri are nevoie de mai puțină birocrație și de sănătate la căpuț, în primul rând, ca să pricepem că au nevoie de aer, de respirat, nu de cenzură din partea statului român, atunci vom privi cu atenție către proiectul colegilor de la USR. De fapt, ce propune această lege? Eliminarea a două acte birocratice de care este nevoie în acest moment, și anume certificatul de sediu social și atestatul de sediu social. Face posibilă înființarea de sedii sociale fără avizul celor patru vecini, doar în condițiile în care în sediu social nu se desfășoară nicio activitate. Permite atât persoanelor fizice cât și juridice să nu fie asociat unic doar într-o singură societate cu răspundere limitată, ci în mai multe. Sunt convins că nu ar fi nicio problemă dacă am reușit să ușurăm puțin activitatea firmelor, să ușurim puțin înregistrarea acestora. Dacă vrem și credem în discursul sănătos, hai să ajutăm mediul de afaceri, cum îl ajutăm, cum se face o firmă mai repede, cum facem astfel încât costurile pentru firma respectivă să fie mai scăzute, cum generăm pași mai puțin pentru a ajunge cu firma aia la liman, atunci vom vota acest proiect de lege. E vorba de un contract civil între ei. De ce noi, statul, trebuie să spunem câți metri pătrați ai nevoie pentru a avea un sediu social? Nu am înțeles de ce urgentarea procedurii de înregistrare a unei societăți comerciale, deși există directive europene care recomandă acest lucru, nu poate fi adoptată acum de către Senat. Spuneam că atunci când oricare dintre partidele parlamentare vine cu o inițiativă bună, e de datoria tuturor să o susțină, indiferent de partidul sau de culoarea politică. Este foarte simplă legea și extrem de eficientă. Atunci când vrem să avem o mai mare deschidere către inițiativa privată, noi ce facem aici în Parlament? Blocăm doar de dragul de a bloca? Păi eu cred că suntem prezenți aici pentru a avea inițiative și a face legi, nu pentru a vota neapărat proiectele guvernului. Grupul PMP va vota acest proiect de lege. Grupul PNL susține inițiativa. Noi susținem această inițiativă. Vă mulțumesc.